proiectul a început din ziua de joi, din 27 noiembrie și proiectul se numește Biblioteca Vie, care face parte din campania națională Fii parte la diversitate, o campanie bazată pe promovarea antidiscriminării, promovarea drepturilor omului și promovarea diversității în rândul tinerilor. Concret, ce se întâmplă aici? Cei care vă vizitează, ce pot să facă aici? Biblioteca Vie se desfășoară ca și o bibliotecă normală. Există cărți și cititori. Cărțile sunt oameni cu probleme de discriminare, iar cititorii pot să vină să împrumute o carte, să o ia la un spațiu de lectură și să afle povestea. Și ați avut succes până acum? Cum a mers? Prima zi a fost puțin mai dificil să spunem, pentru că nu am avut cititori. A fost prima zi, ziua de început, oamenii nu au fost atât de receptivi. Dar ieri am avut un flux foarte mare de cititori și astăzi așteptăm la fel de mulți oameni ca și eu. Primul rând am venit la Biblioteca Vie pentru a-mi felicita de unii prieteni care au avut această inițiativă a proiectului. Și în al doilea rând am venit din curiozitate. Pentru că mi se părea un titlu destul de atractiv, Biblioteca Vie. I-am întrebat pe ei, nu au avut foarte multe să-mi zică, așa că am venit să constat singură. Și cum ți se pare? Ideea în general mi se pare ok. Adică mă așteptam să vin și să găsesc niște cărți la propriu. Am venit și am găsit niște oameni care se deschid în fața mea și încearcă să-mi povestească. Bine, după ce am auzit că, na, de fapt sunt oameni și ei o să-și povestească povestea de viață, am zis, mai bine, mă duc. M-am așezat la masa unei persoane și eu așteptam să se deschidă fața mea. Și ea aștepta de la mine să o întreb ceva și am ajuns la concluzia că, de fapt, cărțile vii se deschidă fața noastră în momentul în care noi încercăm să comunicăm cu ele și să le descoperim noi, propriu-zis. Adică, na, ne-am venit și ele pur și simplu au vorbit.